Regal folcloric organizat la Hunedoara în cinstea Zilei Unirii Principatelor Române. Elevii au pus în scenă Moșii în Roată și Unirea, iar soliști și dansatori renumiți de muzică și joc popular au ridicat sala în picioare. Atmosfera de sărbătoare a unit oficialitățile orașului, soliști, dansatori și spectatori în horă, Hora Unirii. La 1857, pe când se ferbea Unirea în Iași, boierii moldoveni au găsit cu cale să cheme la adunare și câțiva țărani fruntași, câte unul din fiecare județ, pe-a lua și ei parte la facerea acestui măreț și nobil act național. Cum au ajuns țăranii în Iași, boierii au pus mână de la mână de a fi chezuit frumos. Apoi, se zice că i-a fi dat pe seama unea dintre boieri să le ție cuvânt, ca să-i facă înțelege scopul chemărilor la Iași. Oameni buni, știți pentru ce sunteți chemați aici, între noi? Apoi, ia ca ce, oameni buni, de sute de ani, două țări surori, Moldova noastră și Valahia, sau țara muntenească, se sfâșie și se mănâncă între dânsele spre cumplita pieirea neamului românesc. Țări surori și creștine, oameni buni, căci precum ne închinăm noi, moldovenii, așa se închină și frații noștri din Valahia. Statura, vorba, hrana, îmbrăcămintea și toate obiceiurile câte le avem noi, le au și tocmai și frații noștri munteni. Țări megieșe, oameni buni, căci numai pârmașul Milcov ce trece pe la Focșan le desparte, să-l secăm dintr-o sorbire și să facem sfânta unire. O seară de neuitat a avut loc la Centrul Cultural Corviniana. Sute de hunedoreni și nu numai au venit să sărbătorească împreună una dintre cele mai importante zile, Ziua Unirii Principatelor Române. Evenimentul a debutat cu o prezentare a Casei de Cultură din Hunedoara, care a prins din nou viață. Casa de Cultură va continua să facă istorie acasă la Hunedoara. Teatrul se redeschide pentru hunedoreni. Scena așteaptă de acum înainte artiști celebri, dornici să vă încânte. Prețuim cultura și hunedorenii de pretutindeni, iar de acum încolo, spectacolele celebre ajung și la Hunedoara. Pentru prima dată după mulți ani de zile, în Casa de Cultură, Casa de Cultură care a fost inaugurată în urmă cu o săptămână și împreună cu Consiliul Local am hotărât să creăm un eveniment și pentru 24 ianuarie. De regulă 24 ianuarie se sărbătorea de către noi ori în fața unei case de cultură închise, ori într-un parc. Iată că de această dată Consiliul Local și Primăria Hunedoara oferă un spectacol al hunedorenilor pentru hunedoreni. Exemplul unirii din 24 ianuarie 1859 ar trebui să ne conducă și pe noi către ceea ce spuneați, către ideea aceasta de unire, și am reușit să unesc mai degrabă cele două OAT-uri importante, OAT-a Consiliului Județean Hunedoara și OAT-ul Municipiul Hunedoara, pentru că împreună cele două OAT-uri au realizat această investiție. Este adevărat, cea mai importantă parte din alocarea financiară este a Consiliului Județean, drept pentru care, așa cum este corect, vreau să mulțumesc încă o dată atât președintelui Laurențiu Nistor, cât și administratorului public Costel Avram. Vă mulțumesc, dragi hunedoreni, pentru modul în care știți să apreciați ceea ce s-a făcut pentru dumneavoastră. Vreau să vă spun din suflet că orice lucru, indiferent cât costă, nu este mult când îl faci din suflet pentru cetățenii urbii în care locuiești. Așa că primarul dumneavoastră, Consiliul Județean Hunedoara, niciodată n-am pus în calcul cât costă renovarea la standarde europene a Casei de Cultură de Hunedoara, ci ne-am pus problema ce frumos se vor simți hunedorenii la ei acasă cu asemenea Casa de Cultură. Ansamblul Hațegan a încântat spectatorii cu dansuri populare. Super, super. Ne place foarte tare. Stăm și ascultăm. Ce să facem? De-aia am venit la spectacol, să vedem spectacolul. Am venit și cu cel mai mic reprezentant al nostru, nepoata. Nepoata și ne place. Am fost și la celălalt și ne
place. E ceva frumos pentru Hunedoara și sperăm să vedem cât mai multe de acum încolo. Frumos, foarte frumos. Și s-a reparat și teatru, căldură în el, foarte bine ne simțim. Excepțional! Suntem iubitoare de folclor și am ținut neapărat să venim la spectacol. Ne place mult. Ce v-a impresionat cel mai tare? Oh, tot. Sala în special arată excepțional. Tot. Atmosfera, tot este la superlativ. Cred. Chiar vorbeam și cu sora mea că sperăm că de acum înainte să fie cât mai multe evenimente de acest gen. Artiștii de muzică populară au ridicat sala în picioare. Pentru unii dintre ei, scena nu a fost suficient de aproape de cei care au venit să-i asculte, așa că au coborât printre oameni. Iar spectatorii au cântat împreună cu ei și i-au acompaniat cu aplauze. Am sărbătorit astăzi la Hunedoara Unirea Mică. Mă bucur că am fost invitat aici de către oficialitățile și de către cei care au organizat acest spectacol la Hunedoara. Eu de curând am venit din Statele Unite și nu am vrut să pierd aceste manifestări, pentru că mai trebuia să rămân câteva zile, dar voiam să ajung în România, pentru că oricât am colindat noi lumea lung și în lat, România este acasă și am vrut să mă prind aici acasă. Mă bucur să fiu din nou în Casa de Cultură, pentru că arată în felul în care arată acum, adică extraordinar. Eu am fost aici cu foarte mulți ani în urmă, cu Orchestra Doina Banatului. Când spun foarte mult, spun așa, vreo 15-20, când sala asta arăta într-un fel în care n-ați recunoaște că minunea asta în care suntem acum a fost acea sală. Ne bucurăm toți cei care simțim românește, le doresc să rămână români, adevărați români și în suflet și în gândire, să se bucure de viață, dar mai ales de sănătate. Doamne ajută tuturor! La finalul evenimentului, primarul Hunedoarei împreună cu soliștii, dansatorii și oamenii prezenți în sală au format Hora Unirii. La final se prind cu toții în Hora Unirii. Foarte frumos! Cum vă simțiți în seara aceasta în Hora? La ordinar. Foarte frumos, foarte. Foarte bine ne simțim. Ne simțim foarte bine. Bine, bine. Foarte bine. Minunat, minunat, superb spectacolul. Felicitări.